Bine ați venit pe canalul meu, Alina H. Clipe Croșetate. Astăzi vă propun să croșetăm împreună un alt model de mărțișor, unul mai tradițional de data asta. Acesta poate fi purtat la piept, poate fi dăruit persoanelor dragi și veți observa că se realizează foarte ușor, în câteva momente, practic. Aveți deja un mărțișor gata de dăruit sau de purtat. Voi folosi același fir pe care l-am folosit pentru primul mărțișor și aceeași croșetă de 3 mm. Voi folosiți firele pe care le aveți și adaptați croșeta în dependență de grosimea firului. Pentru a începe, vom face un cerc magic. Și în interiorul acestui cerc, deci vom croșeta 6 puncte puf. Pentru a începe, facem mai întâi 3 ochiuri de lanț și încep să iau pe croșetă 5 jeteuri. Deci fiecare punct puf va fi format din 5 jeteuri. Deci unul am, 2, 3, 4 și 5. Le țineți cu mâna ca să nu se desfacă și trecem croșeta prin toate aceste jeteuri până la ultima buclă. La ultima buclă ne-am oprit și mai trecem o dată firul prin astea două ultimile. La mine va fi un pic mai dificil pentru că firul este în două. Așa. Și trecem firul prin ultimile două. Iată, un punct puf este gata. Deci mai întâi va arăta ca așa cam haotic, pentru că cercul nostru este încă liber. După ce am făcut punctul puf, reamintesc din 5 jeteuri, fac 3 ochiuri de lanț și realizez un punct alunecat în interiorul cercului. Iată, în felul ăsta. Puteți un pic să strângeți cercul, ca să nu fie prea larg, ca să puteți înțelege totuși unde aveți de lucrat. Și realizăm al doilea punct puf și de toate vom avea 6. Deci 6 petale din astea. Realizate, repet, din primul jeteu nu-l număr, dar din 5 jeteuri. Așa, mai înalte. 1, 2, 3, 4 și 5. Am toate 5 jeteuri. Trec firul prin toate aceste jeteuri cu atenție. Până ajung la ultima buclă. Iată așa. Și mai trec o dată firul prin ultimile două. Și iată, am al doilea punct. Mai fac încă 3 ochiuri de lanț și realizez un punct alunecat în interiorul acestui cerc. Și așa procedez încă de 4 ori ca să am de tot 6 petale din astea, cum am iată aici. Continuăm. Deci, iată, eu am realizat toate 6 puncte puf și acum, iată, capătul de fir care mi-a rămas este de la cercul magic. Și încep să-l strâng. Iată, în felul ăsta. Și totodată trebuie să tai și acest fir cu care am lucrat. Pentru că la prima floricică trebuie să facem acest lucru. Dar vom face și la a doua floricică, o să vedeți. Deci, iată. Am tăiat firul cu care am lucrat. Ăsta este firul de la cercul magic, pe care de asemenea îl strâng foarte bine, ca floricica să ia formă, vedeți? Și acum nu mi rămâne altceva decât să fac două noduri, două, trei, ca să întăresc mai bine aceste capete de fir, ca să nu se desfacă pe urmă. Deci, am făcut un nod
așa și mai fac unul. Și gata. Pot să tai aceste fire rămase. Ceea ce am aici de mai făcut încă este faptul că trebuie să ascundem aceste capete. Pur și simplu le trecem pe sub aceste jeteuri, așa, în mai multe locuri. Iar apoi, ceea ce rămâne, o să tăiem pur și simplu. Deci, ceea ce rămâne, pur și simplu tăiem. Iată, prima floricică este gata. La fel procedăm și cu a doua. Deci, vă reamintesc, începem cu cercul magic, după care facem 6 petale din astea, din puncte puf, și ne revedem ca să vă arăt totuși cum finalizăm mărțișorul. Deci, iată, ambele floricele sunt gata și acum mi-a rămas cea mai simplă parte, să fac lanțul, da? Pentru asta facem aici un ochi. Și aici, deci unde doriți, sub o arcă de asta din 3 ochiuri de lanț, prindem firul și începem să facem ochiurile de lanț, atâtea cât vă doriți. Și la un moment dat, când veți considera că e suficient, vom uni și cealaltă floricică și mărțișorul nostru va fi gata. Deci, nu știu, eu nu le număr, dar fac așa la ochi, deci mai fac încă 2-3 și pot să unesc și cealaltă floricică. De asemenea, o unesc aici, sub una din aceste spații unde avem cele 3 ochiuri de lanț, cu un punct alunecat, evident. Așa, și pot să tai firul. Acum nu-mi rămâne decât să ascund aceste capete pe partea din spate. Deci am ascuns capetele, ceea ce era în plus am tăiat și facem ultima mișcare pentru a da totuși formă mărțișorului nostru. Iată, în felul ăsta obținem un mărțișor numai bun de purtat. Deci, practic, dacă o să lucrați atent, o să vedeți că aceste floricele sunt frumoase pe ambele părți. Și iată, perechea mea de mărțișor este gata. Toate bune vă doresc și o primăvară frumoasă!